Bun găsit, sunt Olimpia Moga și vă invit să urmăriți știrile zilei de la Făgăraș. Industria de apărare se află în atenția guvernului, care alocă fonduri pentru noi capacități de producție. Fabrica de pulberi de la Făgăraș este cuprinsă într-un amplu program de modernizare, iar societatea Pirochim din Victoria, aflată în conservare de 10 ani, se va retehnologiza și își va relua activitatea. Interesul guvernanților pentru societățile din industria de apărare de la Făgăraș și Victoria a venit după ce fabricile au fost incluse în strategia Industriei Naționale de Securitate și le-au fost alocate bugete pentru investiții. 2 milioane de euro. Atât se investește la Pirochim Victoria, iar activitatea societății se va relua în curând, a declarat directorul Milică Palade, care are convingerea că instalațiile vor fi puse în funcțiune după ce vor fi modernizate. Anul trecut, în cursul lunii august, la Victoria s-a deplasat o delegație guvernamentală care a evaluat stadiul fabricii în vederea derulării de investiții aici. Se știe că de 10 ani fabrica de pulberi se află în conservare, ultimele comenzi de pulberi fiind înregistrate la începutul anului 2002. Interesul guvernanților pentru societățile din industria de apărare de la Făgăraș și Victoria a venit după ce fabricile au fost incluse în strategia Industriei Naționale de Securitate și le-au fost alocate bugete pentru investiții. În primă fază se primește suma de 2 milioane de euro. Investiția va consta în construirea unei hale și dotarea acesteia cu instalațiile necesare pentru fabricarea de pulberi sferice. Pentru fabricarea acestor pulberi s-au început lucrările de investiții la o stație pilot, care sunt realizate în proporție de 90%. După care se demarează lucrările pentru construirea unei instalații destinate producerii acestui tip de pulberi. În funcție de alocarea sumei necesare pentru modernizări, conducerea fabricii speră ca până la sfârșitul anului să înceapă investiția. Centrul de plasament Azur pentru copii și tineri și Centrul Castanul pentru vârstnici, ambele alcătuind Complexul de Servicii Victoria, sunt conduse de Olimpia Beca, cea care a mai deținut cândva această funcție. A câștigat postul de director în urma unui concurs organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în subordinea căreia funcționează complexul. Instituția este finanțată de Consiliul Județean Brașov. Complexul de Servicii Sociale din Victoria are un nou șef, profesoara Olimpia Beca. Este consilier local și a mai fost director aici în perioada 1989-1990, pe vremea când era numai casă de copii. La ora aceasta, centrul de plasament Azur are 76 de copii instituționalizați. Ei intră aici de la vârsta clasei 0 și pot rămâne până la maxim 26 de ani dacă urmează o formă de învățământ de zi. Capacitatea maximă a centrului este de 80 de locuri. Complexul de Servicii Victoria înglobează două foste instituții, Centrul Azur pentru copii și Centrul Castanu pentru vârstnici, și în consecință se ocupă de problemele ambelor categorii de vârstă. În prima categorie avem copii de la clasa 0 până la clasa 12 și respectiv de la vârsta de 6 ani până la peste 20 de ani, în funcție de situația copilului, dacă urmează o formă de învățământ de zi. Iar la vârstnici avem momentan 29 de persoane, bărbați și femei, dintre care aproximativ jumătate sunt cam imobilizați la pat. Olimpia Beca a câștigat recent concursul pentru ocuparea postului de director al Complexului de Servicii și deja a făcut planuri de viitor. Eu mai fiind director aici între 89-90, se cunoaște că a fost și primar de oraș și director de colegiul tehnic. Dintre toate aceste funcții, funcția de la casa de copii m-a marcat cel mai mult. Deoarece aici trebuie să privim copiii și eu cel puțin îi privesc și sunt convinsă că și colegii, ca și pe copiii noștri. Copiii trebuie să aibă deschiderea să vină să discute cu noi toate problemele, noi să-i sprijinim, să-i consiliem și să ne ocupăm de problema fundamentală, respectiv de educație, care include atât instrucția de școlarizare cât și educația, cu țintă finală reintegrarea în familie. Centrul pentru vârstnici Castanul are 30 de locuri, toate ocupate în prezent. Dorește să aducă îmbunătățiri serviciilor destinate vârstnicilor și spune că primește sprijinul unor sponsori. Pentru vârstnici, cu toate puterile noastre, să putem să le facem viața cât mai așezată, cât mai
onorabilă, cât mai încurajatoare, având în vedere că deși sunt în vârstă, sunt cu probleme, nu au putut să-l îngrijească familiile lor sau nu mai au pe nimeni și ca atare pe noi ne au. Odată pe fondurile care sunt alocate de către direcția de la Brașov, dar în același timp trebuie să ne preocupăm și noi de îmbunătățirea condițiilor de aici. Și vreau să vă spun că ieri am luat tot mobilierul pe care l-a avut cecul din Victoria în camerele pe care le aveau pentru cazare, care peste jumătate din el sperăm că este absolut funcțional, scaune, mese, birouri, saltele, paturi, dulapuri. Din august intrăm într-o relație cu Domo și aparatură electronică, electrocasnică, tot ce se poate, ce nu mai pun în vânzare, să putem să primim ca donație. Am discutat deja cu sera de la Viștișoara, cu domnul Cătălin Belpeti, să putem să ajutăm la lucrări și el să ne amenajeze curtea și să ne sponsorizeze cu flori. Deci încercăm să îmbunătățim condițiile de viață. Beneficiarii Complexului de Servicii Sociale din Victoria sunt adulți și copii care provin de pe raza întregului județ. Clădirile sunt separate ca și construcție, dar funcționează lipite una de alta pe strada Policlinicii din orașul Victoria. Absolvenții de a 8-a care au trecut cu bine de evaluarea națională se pot înscrie la liceu. Repartizarea se face în trei etape, începând din 15 iulie până pe 8 septembrie. Admiterea în liceu se efectuează pe baza mediei la evaluarea națională în pondere de 75%, restul de 25% fiind dat de media din gimnaziu. Niciun elev din Făgăraș nu are anul acesta media 10 la admiterea în liceu, calculată după notele la evaluarea națională și cele din gimnaziu. Nici la nivelul județului nu s-a obținut notă maximă. Dacă au suspiciuni asupra notei, elevii care vor să-și vadă lucrările după corectare au acest drept. Pot depune o cerere la Inspectoratul Școlar Județean Brașov și pot să vizualizeze ceea ce au scris doar în prezența unui părinte și a unui reprezentant al instituției. Cât sunt de mulțumiți elevii Făgărașului de rezultatele obținute? Note. Rezultatele au fost puțin cam mici, datorită faptului că au fost niște cerințe puțin mai grele. La matematică, de exemplu, a fost puțin mai ușor decât ne așteptam toți. La română, la partea a doua, am avut de făcut o compunere legată de un mesaj. Ne-a pus pe toți în dificultate pentru că am avut o poezie puțin cam greuță, dar e bine că am trecut cu toții. La ce liceu ți-ai ales să mergi? La pedagogic. Și ai reușit să intri? Da. La matematică am luat 360. Și la română? 220. Și unde te-ai înscris? Încă nu, trebuie să merg la domn dirigent. Crezi că o să mergi la profesională? Da. Bine. Nu. Subiectul la română a fost puțin mai greu decât cel la matematică. Și unde ai vrut să mergi mai departe? La ce liceu? La liceu pedagogic. Și ai intrat? Acum. Da. Nu merge să rescriem, dar am luat probele acelea. Înscrierea la liceu a început astăzi și se încheie pe 9 iulie. În 15 iulie are loc prima etapă a repartizării computerizate, iar în ziua următoare liceele vor afișa listele candidaților admiși. Între 17 și 25 iulie, candidații își vor depune dosarele de înscriere la liceele unde au fost admiși, conform repartizării computerizate. A doua etapă a admiterii la liceu debutează pe 16 iulie. În 24 iulie va avea loc distribuirea computerizată a candidaților, iar în perioada 1 august 8 septembrie se va desfășura a treia etapă a înscrierii la liceu pentru absolvenții nerepartizați după primele două etape. Dacă absolvenții de gimnaziu se pot înscrie de astăzi la liceu, candidații la bacalaureat au dat în această zi ultima probă scrisă, testul fiind susținut la fizică, chimie sau informatică, de către elevii care au absolvit un liceu cu profil real, și la geografie, filozofie, logică, economie, psihologie sau sociologie, de către cei de la profilul umanist. Rezultatele se afișează în 7 iulie până la ora 12. În aceeași zi vor putea fi depuse contestații care vor fi soluționate în perioada 8-10 iulie. Rezultatele finale vor fi anunțate la 11 iulie. Tabăra Danubius, deschisă duminica trecută în satul Bărcut, și-a închis astăzi porțile, deși copiii prezenți acolo ar fi vrut să dureze la nesfârșit.
Au fost pentru o săptămână oameni în toată firea care au coordonat orășelul Danubius. Unic în România, proiectul educativ a fost unul de succes. I-a pregătit pe copii să fie responsabili și să aibă putere de decizie. Tabăra Danubius de la Bărcut a încheiat astăzi un sezon de proiect educativ. Copiii s-au simțit minunat aici, au fost în largul lor și s-au transformat pentru o săptămână în persoane adulte, cu responsabilități. Acesta a fost și scopul programului educativ inițiat de organizatorii taberei. Ce au făcut copiii alături de echipa de proiect? Joaca lor a fost luată în serios, a fost pusă în practică în viața de zi cu zi a unei comunități adevărate. Din punctul meu de vedere, eu am găsit aici cunoaștere, am găsit emoție intensă și multă, am găsit un simț antreprenorial și am găsit multă cultură și nu numai cultură pe un anumit segment, ci interculturalitate mai mult. Sunt mândră că cineva a avut încredere în mine și m-a invitat să fiu ca și educator în această activitate. Consider că organizatorii și-au îndeplinit foarte, foarte, foarte profund misiunea pe care au avut-o. Le mulțumesc din suflet și mulțumesc celor care au avut încredere în mine și am avut șansa să văd altceva decât am văzut până acum. Am trăit aceste zile o lume de poveste. Copiii s-au implicat foarte mult și foarte profund. Au creat, au fost foarte entuziasmați de activitatea lor, fiecare și-a ales o meserie după placul lui, după cum credea el că îi s-ar potrivi. Sper că asta o să-i ajute și în activitatea de mai târziu, de adult, să-și aleagă o carieră în direcția în care ei sunt pregătiți și au abilități. Tot a fost de vis. Tabăra este unică în România prin specificul pe care l-a abordat. A combinat odihna și relaxarea copiilor în vacanță cu activitățile practice și extrem de benefice pentru dezvoltarea capacităților de coordonare și de responsabilizare a celor mici, în raport cu viața de zi cu zi pe care o trăiesc părinților. Mamă, dar ce s-a întâmplat cu tine? Sunt așa de trist. Dar de ce? Mie mi-a plăcut foarte mult, eu m-am simțit foarte bine lăsându-mă condus câteodată chiar de către copii. Noutatea principală era că s-a făcut în limba română. Eu am fost ieri într-o boală de stres. Din anumite motive am avut și o vizită foarte importantă, dar am intrat într-o depresie cu anumite simptome psihice și am fost internat la spital, la spitalul orășelului copiilor, bineînțeles, și acolo am avut parte de o terapie extraordinară de către un domn doctor de vreo, nu știu, 9 ani, 10 ani sau chiar 8 ani și după ce el pur și simplu a zis: domnule Klein, trebuie să stați un pic la pat și să dormiți și să vă liniștiți și atunci va fi totul în regulă. Și așa am făcut și după aia imediat m-am simțit bine și culmea, astăzi dimineața a venit la mine, a pus mâna pe umărul meu și m-a întrebat: domnule Klein, vă simțiți astăzi mai bine? Și am zis da. Atunci îmi pare bine că v-am putut ajuta. Poate spune domnul doctor al orășelului copiilor? Să nu vă fie frică să mergeți la doctor, mai ales vouă copiilor, pentru că el vă face bine, nu, să nu vă fie frică că el nu vă face rău, el vă ajută. În această săptămână am putut să mă bucur din nou de copilărie, am prins din energia celor mici și am învățat că chiar dacă sunt adolescentă, încă pot avea răbdare cu copiii și pot să mă joc cu ei și să intru în acea atmosferă de
poveste care a fost creat aici. E foarte distractiv, spectaculos, să zic așa, și sunt foarte multe ateliere frumoase unde poți lucra și în același timp te și distrezi. Am învățat că tu în tine trebuie să ai foarte multă responsabilitate și cu munca și cu aceste lucruri. Și încredere. Trebuie să ai foarte multă încredere în colegi și în parteneri. Am fost la atelierul de tâmplărie alături de un domn venit din Germania și ne-am ocupat de buna desfășurare a atelierului. De exemplu, steagul pentru primărie, ciocanul care s-a folosit de către judecător, poșta sau, de exemplu, mici plachete pentru atelierul de creativitate. Mie mi-a plăcut mult aici în Rășel pentru că am învățat cum e să fii adult. Mie mi-a plăcut foarte mult să învăț lucruri noi și mi-a plăcut foarte mult că voluntarii au fost foarte drăguți. În această tabără au venit 81 de copii din Făgăraș, București, Botoșani, Sibiu și Buzău, cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani. Li s-au alăturat 29 de voluntari de la Asociația pentru Valorificarea Educației și Youth Bank, 9 educatori, 2 moderatori, 8 persoane în comitetul de organizare și 29 de ateliere de lucru. Tabăra copiilor s-a desfășurat după regulile unei comunități de adulți. Copiii și-au ales meserii, au lucrat, au primit salarii, au plătit impozite, au păzit orășelul de hoți, s-au mobilizat perfect. Micul orășel a avut polițiști, pompieri, salubritate, croitorie, bancă, bijuterie, transport, tâmplărie, cabinet medical, judecătorie sau cinematograf. Părinții micuților au fost invitați astăzi, în ultima zi a taberei, să vadă cum și-au petrecut micuții o parte din vacanța de vară. Aici punem punct ediției de astăzi a buletinului de știri cu principalele informații locale. Doamnelor și domnilor, programele Nova TV le găsiți și pe internet la adresa impactfăgăraș.ro. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți un sfârșit de săptămână cât mai bun. La revedere!